Adevărata fața lui Franco, iubitul fiicei lui Adrian Minune, a șocat pe toată lumea. Tânărul care i-a întors lumea lui Carmen cu susul în jos nu este nici pe departe amorezul pe care ea-l credea. Cel puțin așa pare. Franco a nebunit-o cu gesturi tandre, buchete de trandafiri și plimbări romantice în mall, însă ascunde un mare secret. După una dintre întâlnirile cu iubita lui, Franco a mers val vârtej la un amanet de unde a ieșit satisfăcut. Ținea în mână și număra cu nesaț un teanc de bani. Tânărul pare să nu fie la prima experiență de acest gen. Să fi făcut rost de banii de pe urma unui bun adus chiar de Carmen din casa lui Minune sau Franco s-a descurcat de unul singur? După ce a ieșit mulțumit din casa de amanet, a urcat în același taxi care l-a dus acolo și s-a oprit într-o benzinărie pentru cumpărături. A zăbovit momente bune acolo, iar apoi s-a îndreptat spre casă. Cel mai tare investigator al României, Sorin Ovidiu Bălan, a plecat pe urmele lui Franco. Astăzi a descoperit lucruri incredibile despre activitatea băiatului și despre cum făcea rost de bani. Îl cunoști pe băiatul ăsta? Îl știi pe băiatul ăsta? Bunicii lui Franco știu totul despre viața băiatului și au făcut declarații incredibile. E absolut minciuni. Nepotul... Aia, cu ea spuneți-le, ce minciună e? Dacă când o să fie, o să declare mama lui și o să vă rugăm... Dar nu locuiește aici mama lui? Tata e plecată, e chemată la poliție. Aole. Păi de unde până unde? Ce treabă are poliția cu doi copii? La poliție, dar dimineață, nu știm, să vedem acum. Și noi suntem niște oameni simpli, nu suntem vedete. Băiatul acum e cu ea, nu? E cu ea, este cu ea, de cartă bună voie. Dar unde stau eu? Să fie să vedem ce face asta. Să fie până sâmbătă. Au plecat la munte să-mi plimbare. Toată lumea, pentru că Adi Minune e celebru, îi dă dreptate. Hai să vorbim și cu ăștia alții. Să vorbim, aveți cu bun prieten. Nu suntem drogați, nu vinde droguri, băiatul nu vinde, nu s-a drogat. Am înțeles, am înțeles. Toată lumea știe că nu avea dreptate. Poate să fie răspunzător de faptele la un părinte, este corect? Prietena lui mai de mult. Florica. Florica, o fată. Nu nici eu prietenă. Nu? Asta o să nu, noi nu comentăm. Și atâta. Dar bunica lui Florentanu se drogează toată lumea, știe toată. Și ce dacă se drogează toată lumea? Dar el n-a dormit o noapte acolo. Asta e minciun, dar vorbește toată lumea, știe. Absolut. El a vorbit frumos, am discutat cu toată lumea. Unde au fost? Aici? La dumneavoastră a venit, nu? Da. Dumneavoastră sunteți proprietari. Copilul nu se droga, are și el niște studii. Bine, poate l-am crescut de micul, eu l-am crescut numai că să... Știți ce spune? Că sunt adevărat, noi suntem oameni simpli, muncitori, ne luptăm cu viața ca toată lumea, revizor. Toată lumea căzut. Astăzi toată lumea e amărâtă, nu asta e problema. Problema este că... Avem prăvălii și acum, avem prăvălii, avem ce trăi. Eu altceva vreau să vă întreb. Ce caută la poliție? De unde până unde? A reclamat cineva? Noi acum așteptăm fata să vină. Nu, da, adică în ce împrejurări a chemat-o la poliție? S-a dus și ea de dimineață astăzi. A venit vocitație, a venit poliție. Nu știm nimic, așteptăm și noi să vedem de ce a vină... chemat-o. Toată lumea știe, domnule, un an jumate, doi ani împreună. Ce la școală? Doar ați văzut cancanul ea. Dar nu pare o fată să fie sechestrată, fata e foarte inteligentă. Ce o cunosc de la televizor. Am înțeles. Păteai că se cunoaște toată lumea, noi cunoaștem pe toată lumea, și buni și răi. Așa. Dar noi nu ne-am certat niciodată cu nimeni. Franco e cu noi cu minte, nu e drogat, nu s-a drogat, noi nu ne drogăm. Nu e prost. Fica mea la da. Noi de-aia suntem așa, foarte Franco supărat. Franco e prostenet. Dacă nu cunoști și nu știe, spune. Da, el știe. Dacă te-ai căsut de afară, în străinătate știe toată lumea. Da. Păi e păcat să știți că mirea un om sus. Nici părinte. Cum a devenit Adrian de jos sus, așa poate și noi am fost și am devenit jos.